În fiecare an, pe 15 februarie, este celebrată Ziua Internațională a Copilului Bolnav de Cancer. În acest sens, Asociația Psihomedicală Bucuria de a Fi din Iași, care se ocupă de problematica persoanelor diagnosticate cu afecțiuni oncologice, va organiza un concert caritabil. Evenimentul va avea loc luni 18 februarie de la ora 18 la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu. Corul juniorii al Operei Naționale Române Iași, soprana Diana Bucur, tenorul Andrei Fermeșanu, dansatorii de la Noblesse Dans Sportiv, baletul de la Colegiul Național Octav Băncilă și actrița Erica Moldovan vor susține un spectacol. Este un mod extrem de frumos de a face bine, indiferent din ce latură privim, că e creștinește, că e un gest de empatie socială sau oricum altfel doriți, este un mod de a face bine și îl încurajăm astfel încât noi de pe scena operei sau membrii corului Marii Uniri, din oricare perspectivă am avea spectatori, îi încurajăm să vină la acest concert, să cumpere bilete, să fie alături de inițiativa dumneavoastră minunată. Pentru că, dincolo de orice profesie, fiecare dintre noi suntem oameni, fiecare dintre noi avem copii și cu siguranță înțelegem că sănătatea este unul din cele mai importante aspecte, iar cu atât mai multe momentele grave trebuie să fim alături unii de alții. Banii strânși vor fi folosiți pentru achiziționarea de catetere și camere implantabile necesare în tratamentul chimioterapeutic al copiilor. Noi, înainte de a lansa această campanie, am purtat o discuție cu doamna profesor dr. Ingrid Miron și împreună cu dumneaei am hotărât să completăm aceste echipamente medicale de care este nevoie pentru a se desfășura actul terapeutic la, eu știu, standarde europene. În România, anual, peste 400 de copii sunt diagnosticați cu afecțiuni oncologice. Și aici, în Iași, în ciuda temerilor și reticențelor părinților, tratamentele se desfășoară la standardele pe care România și le permite. Mare parte din reușita acestor tratamente se datorează oamenilor extraordinari care lucrează pe această secție. V-am spus, începând cu medicul șef de clinică, cu medicii specialiști, asistente, infirmiere, care au o încărcătură profesională, care depășește, dincolo de faptul că oamenii ar trebui doar să pună diagnosticul și să administreze un tratament, problemele sunt cum împarți o fiolă la 5 bolnavi, ce faci dacă în momentul în care ești singur de gardă ca asistent există două urgențe medicale în același timp. Intrarea la spectacol se va face în schimbul unei donații de 50 de lei.